Feta este un fel de mâncare malaiziană foarte comună care conține faimoasa fasole urât mirositoare, stinky bean. Este un preparat foarte iubit de vârstnici și mai puțin de către tineri. Și cum viața nu este doar despre micitei, la această misiune care se numește Local Chef, șeful local, veți prepara nasile mac, sambal, petai cu anșoa. Mergeți la masa voastră de lucru, luați-vă coșul de cumpărături și banii, atenție, nu aveți suficient, deci negociați. Apoi încercați să găsiți în vecinătatea pieței Bidor Market atât ingredientele cât și rețeta. Pregătiți 3 porții pentru că la sfârșit veți fi judecați de 3 localnici. Ei vor aprecia gustul, prezentarea tradițională și folosirea ingredientelor corect. Nasile mac, sambal, petai. Trebuie să facem o rețetă de petai, un fel de mâncare din asta de-a lor tradițională, cu fasole, sticky bean. Deci așa trebuie să arate. Da. Avem poza. Da. Aici sunt banii. Ne-i s-a dat o fotografie a farfuriei pe care noi trebuia să o realizăm. Da. Și, în care aveam niște ingrediente pe care trebuia să le facem rost dintr-o piață, dându-ni-se niște bani. Da. Și având grijă de bani, cum să-i împărțim. Putem să-i organizăm astfel încât să avem toate ingredientele, dar nu ni s-au spus ingredientele. Ce să vezi? E fix pe felia lui Tandra. Avem orez, avem ou, avem un sos, avem fasolea și anșoul. Gătești ad hoc, niște locuri pregătite special, e o rețetă pe care n-ai făcut-o niciodată. Adică nu e ca și mai găti acasă, relaxat, liniștit la tine în bucătărie. Da. Petai nasile mac. Hai să găsim ingrediente. Și am găsit un restaurant care era lipit de locul acela cumva. Petai nasile mac. Can you... Petai nasile mac. What do we need? We need the ingredients. Ingredient. Just the ingredient we need. You definitely need... onion. What we need for the sauce? Okay, this one. Yeah, but no, I don't need. I just want to show, okay. Just to show. Eu am făcut băbește, am luat un paret și am luat din fiecare ingredient câte un pic ca să mă asigur, pentru că după aceea te urma să mergem să cumpărăm și să le arătăm la oameni. Și atunci mi-era mult mai ușor să arăt un usturoi, o ceapă, o roșie. Tom, please help us. It's a contest. You know, we can't find ingredients. Come on. Am agățat persoana potrivită. Please tell her the ingredient. You got the... onion, ginger, bawang. Prima oară am cumpărat ghimbirul, apoi am luat ceapă, apoi am luat castraveții de la aceea stat, era vecina lui. We don't have much money, but we don't have much money. Thank you. It's all what we have. Thank you. Thank you. Okay, handsome man. Thank you very much for everything. Thank you. Adevărul că am stat un pic, am pierdut un pic de timp acolo, dar era foarte important să înțeleagă Nicolae în primul rând ce și cum, ce trebuie făcut, că după aia știam tot ce avem de luat. We don't have so much money. We please, can you give you help us? It's a TV show. Yes, we don't have money. We don't have money. Please. Cu banii, mai dădea și nenea, mai da și noi, mai da și nenea, adică a fost foarte de treabă, ne-a ajutat. Thank you, mister. Thank you so much. Hi. Thank you. Come on. Hai, de anciovi. Până la urmă oprește o mașină, un băiat, cred că mai mult din curiozitate, așa, să vadă cam ce-i cu noi, pentru că am mai întâlnit și e greu să zici, gata, oprit, mă urc și plec și ajung unde vreau eu. Please help us, we stay here in the back, it's okay? Yeah? Thank you very much. Thank you, come on! Hai! Repede, hai! You know where is Petai Lane, Bidor Perak? Yeah? And what do you work here? What do you do? Construction. Yeah, okay. După casca din mașină, clar, da. But today is your day off, right? Okay. We were lucky. Ce crezi că avem de făcut acolo? Nu știu, sunt pe lasă rog. You can stop here. Am văzut steagul și am zis, yes, here. El nicio reacție. Stop. Trece de steag, zic, stop. Bă, nu oprea. Stop. Aia am întors-o și eu. Stop. Și abia atunci au stop, bro. Mamă, frate, ce supărat. Ce te aștepți la 21 de ani? La volan. Te aștepți la multe lucruri de la 21 de ani. Muzică la maxim. Asta așa trebuie să arate, da? Petai nasile mac. Asta trebuie să facem. Am crezut că suntem primii la misiunea asta. Știam că trebuie să gătim, așa că hai repede în piață. Noi trebuia să ne dăm seama de rețetar, de toate gramajele și toate chestiile. This is stinky bean? Perfect. Și am început să-l întrebăm. Domnule, ce-i cu ele? Nu știu ce ne dați. Avem nevoie? Câte avem nevoie? 3. 2 ringgit, because with all this money we have to buy all these ingredients. Yes. Am negociat cu el.
Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you. We have this one? Please. Thank you. Thank you very much, mister. Let's go. Bye-bye. Let's go. Hai să mai parte de bucurie. Thank you very much. Să luăm coșul. În momentul când am luat treaba asta, lucrurile au mers foarte repede. Dar ce să vezi, că luăm toate ingredientele, n-am venit să le punem și ne-am dat seama că am uitat cutia aia verde-albastră la acela unde a fost prima dată. Unde se gătea mâncarea. Prăjește anșoa și fac eu sosul, da? Sunt băgate, astea am priză, da? Eram primele. Am ajuns primele Nicolae la bancul de lucru. Nicolae și Sorin nu erau acolo, deși văzusem în piață. Înseamnă că ne-am descurcat foarte bine în piață, am reușit să fim destul de rapide. Fierbe ouăle și prăjește anșoau. Gata, gata, să fiarbă repede. Mie mi s-a părut că cel mai important este să facem sosul și să punem ouăle ca să aibă timp să se fiarbă. Uite-l acolo. Go in front. Thank you so much, sir. Thank you. Nici nu ne-am dat bine jos din mașină. Când le vedem pe surori la mission board în fața noastră, zic, bă, cât de bine s-au mișcat, zic, noi fi ocolit șoferul. Hai. Avem asta, ok? Și ce bani avem? Cine banii? Lasă-i în plic, nu stau să-mi pierd banii, vină cu asta. Hai. Primărițele, cum ne așteptam, erau deja acolo, găteau. Zic, hai de capul, hai că deja cursa e strânsă, suntem trei echipe aici. Uite și aici e, putem să întrebăm și aici la magazin. Ce dracu faci, mă? Nu mai sunt delegat și dacă mine. Dacă te bagi în mine... We want a cookie. Please, da. Can you give us for free? Și am luat-o cu cerșale. One only. Okay. Thank you so much. Thank you. Ne auzi mai departe. Can we have two eggs? Can. Am găsit două. Can you give us? Thank you. Pentru trei porții, două sunt suficiente. Să nu iau mai multe, să nu fie... Exact. Some bao sauce. Yes. It's for petai nasi lemak. Din sos. Doamna s-a oferit să ne mai dea și niște alune, ne-a dat și un sos. Can we take one this for free? Please, thank you, gata, l-am luat. Ia vezi ce mergi, mai e acolo. Mergi. Păi sunt oameni în față. Când printre rânduri și Adi și Cosmin zic, mamă, stai să vezi că suntem patru echipe la fața locului, zic, nu se poate așa ceva. Zic, e bătaie mare. So, miss, this one. Thank you. Thank you, miss. Thank you very much. Dacă ne trebuie și nouă păstăi de-alea, păstăi. Eram așa de disperați încât în loc să luăm poza, să întrebăm ce preparat este ăsta și după aia cum se face, văzându-le și pe primărițe în față, noi am zis, hai să luăm ce se vede aici în poză, facem așa, facem și gata. Facem să arate la fel și dă-i. Bye. Că asta e misiunea. Hello, neața! Hello! Neața, to make this sauce, what do we need? This? Onion. Ok, ne ajută doamna. Ceapă. S-a dus și a pus două cepe, ghimbir, usturoi și ne-a zis cu astea și cu ăsta face sosul. Ok. Perfect. Am mai rezolvat ceva? Da. Miss, can we take two eggs? Can we take two eggs? Thank you, miss. A rămas acolo? Hello, we forgot the blue basket. I-am întors să ne luăm coșul de la omul cu gătitul. Da, minutele se adună, știi cum e. Un minut, două, trei acolo, oh, pierdut acolo, mai două minute fugi înapoi. Da, oricum trebuia să fugim, să, că nu, ne mai lipseau trei ingrediente. What if I find the beans? Sorry. Who bought this pick English here? Who bought this pick English? Ia uite, ne dau eu. Asta nu-i fiartă. Eu tot mă gândesc deja când fac cumpărăturile cât durează această rețetă. Yes. Hai, că am înțeles, hai că mea, hai. Bade, hai, du-ne tu, că ne bășbăim aici, ne ajunge și chiar de-a vremea, că nu chiar am noi în timp. Gata, cred că-s gata. Ok, scoate-le aici, hai că le să nu se ardă. Pune-le repede. Mă, arde și primănușa asta arde. Ok, un preparat îl avem. Gospodivele în acțiune, m-am și fript acolo. E scoate-l de pe foc, cratița, ia-o de pe foc. E liniștește-te. Peta este un fel de mâncare malaiziană foarte comună și care conține faimoasa fasole urât-mirositoare stinky bean. Bă, iar de gătit? Lasă-mă că am gătit în emisiunea asta cât am gătit în jumătate de an acasă. N-am zi lăsat aici, trebuie să mai fac ceva. Mai freacă-ți. Puste. În momentul în care noi pregăteam, am trecut pe lângă noi băieții Nicolae cu Sorin. Să vezi ce plating aveau băieții. Era, mamă, ce e aici? Hello. Good morning. Hello. Dreapta. Nu, e ceva neregul aici. Nu, e bine, Adi, e bine. Amestecă, tata, amestecă și punem chili. Adi, la bucătărie. Moartea pasiunii. Da. Chiar că-s puturoase. Simți mirosul? Da. Oribil. Și de la... Și de la ancioa ăsta... Mamă, pe mine.
spune că baza am degustat și ne-a plăcut mâncărica. Judecătorii de aici îți dai seama că sunt cunoscători pentru mâncarea lor. Normal că nu o să fie foarte indulgent, spune. I-a arătat bine, dar acum gustul, dacă n-am gustat deloc eu înainte această mâncare, cum pot să-mi dau seama? Mi le-am băgat pe toate în gură și acum încerc să le înghit. Haide! Ideea e că mi le băgam aici în obraz și le mestecam în obraz ca să nu le înghit. Deci eram, nu știu câte mai puteam oricum să bag. Eu cum băgam o fasole în gură, cum o înghițeam? Băgam, înghițeam. Asta cred că ar fi trebuit să fac și eu, să le înghit așa. Eu mai am. Mă ajungi și pe mine? Hello, good morning. Ideea e că ei au degustat și pe aceea trebuia să pună niște boabe verzi să ne dea nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you for everything. Deja nota 8 e o notă bună. E de bine, din 10. Dacă e din 10, e binișor. Da. Eu știu că vrei să te reduci grăsimea de pe burtă, da? Și eu... Nu, reduce oboseala. Am așteptat să-mi dai psihice. Puteai să-mi dai, că nu mă supăram. Nu, dar nu. Eu acum cred că am nevoie. Doar că eu nu credeam că păstaia, fasolea aia, ne ajută la cap. Nu-ți dai seama că te poate face păstaie? Eu mă gândeam că ne ajută numai la bendeu. Ne-ai dat 8? Eu ți-am dat 7, ți-ai dat peste spate. Ce-a plumânia ta. Hello. Hello. Good morning. Good morning. This is for you. Andreea. Focus. Haide. Da, focus. Dar ne mai trebuie un nou. Mane, mai e vreun nou? Da, dar trebuie. Și dacă așa, da, trebuie toate. Chiar n-avem, pare rău. Ne-am gândit, bă, v-am dat un pic de sos, nu ne dați și nouă, n-aveți cumva o jumătate de ou, un ou fiert? Din două ou avem nevoie doar de 3 jumătăți. Asta e răzbunare. Mă duc să vă cumpăr dacă vreți. Eu, ironică, sarcastică, level 1000, normal. Acum se întoarce roata, v-ați gândit, dar eu pe cuvântul meu, că dacă mă întrebau înainte să duc farfurile mele trei, care aveau câte un ou întreg, jur că m-aș fi apucat să tai, o să le dau, doamnă, las că oricum am în plus, am mai mult ou decât îmi trebuia. Hai să plătăm. Dacă mai am una. Nu mai ai niciuna. Nu mai ai. E bun. Nu mai trebuie mergi de fotba, să uită la fotba, că în loc de semința. Mie nu mi se părea un gust rău. Da, a fost mâncabil gustul, adică da. N-a fost așa... Erau moi cumva, zici că erau fierte. Da, parcă, dar erau un pic lipicioase. Erau lipicioase, da. Foarte lipicioase. Haide, mă, las-o încolo, că le bag pe toate în gură, haide. Cert este că a durat enorm. Doamne, mi s-a părut nesfârșit. Haide să mergem. Ce